importantă. Este a mea. Bună seara, dragi dătineni, bună seara, dragi colegi. E un moment important, nu numai pentru noi ca partid, e un moment important pentru comunitatea noastră slătineară, pentru toți slătinenii. Astăzi eu am, cum să spun eu, am lucrul cel mai important, poate, dar nu e cel mai important lucrul ăsta, în a anunța ca candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria municipiului Slatina. Vreau să vă spun că am niște cărpii în față, dar nu mă uit pe ele, pentru că tot timpul consider că omul cum vorbește liber e și foarte sincer. Vreau să vă spun că desemnarea candidatului nostru al Partidului Social Democrat n-a fost o chestiune ușoară și vreau să vă spun că nu s-a stabilit candidatura în biroul partidului după AICUZA. A fost o decizie luată cu multă grijă, pot să vă spun, așa mi-a venit acest cuvânt, nu neapărat studiile sociologice care le-am făcut ca partid la nivelul municipiului Slatina, ceea ce ne-a făcut să desemnăm candidatul pe care cu toții știți astăzi, ne-au făcut discuțiile cu foarte mulți slătineni, foarte mulți locuitori ai municipiului Slatina. Oamenii din toate domeniile socioprofesionale, oameni care am stat de vorbă, oameni care au avut păreri, oameni care ne-au convins până la urmă să găsim nu numai profilul candidatului, dar să găsim și numele. Astăzi aici în sală, în afară de organizația noastră municipală Slatina, care este organizația cea mai importantă a Partidului Social Democrat și vreau și cu această ocazie să le mulțumesc pentru rezultatele frumoase, dar și implicarea lor în urbea cetății aici, în lucrurile foarte importante care s-au luat la nivelul municipiului Slatina. Avem și o serie de invitați, cărora le mulțumesc foarte mult de susținători, o cuvânt mai așa spus, de invitați care au venit astăzi lângă noi să susțină candidatul nostru, oameni din diferite domenii socio-profesionale, din sănătate, mă uit aici la domnul doctor Iaconescu și la alți colegi de la spital, din învățământ, din metalurgie, din rândul pensionarilor, elevilor, studenților, mediul de afaceri și mulți alți slătineni care au venit lângă noi astăzi să ne spună că am făcut până la urmă o opțiune bună în desemnarea candidatului nostru. Așa cum știți, ca să scurtez lucrurile, pentru că vreau ca acest eveniment să fie numai anunțul candidaturii domnului deputat Emil Bonț, pe care vă rog să-l aplaudați. Am considerat că oferta cea mai bună a partidului este Emil în multe puncte de vedere. Și dumneavoastră știți, îl cunoașteți majoritatea pe Emil Bonț, domnul deputat Emil Bonț, nu numai dumneavoastră care sunteți în sală, dar și cei care sunt de afara sălii. Eu cred că Emil, care este jet pe jet slătinean, e născut aici, un om care cunoaște foarte bine și Slatina, și slătinenii, și slătinenii știu pe el. Eu cred că e o alegere bună, cred că nu trebuie să vorbesc prea mult despre el, pentru că vorbește activitatea lui profesională de-a lungul timpului. Emil Bonț, așa cum știți, a fost avocat, a avut a face cu mulți slătineni și nu numai, s-a lovit de sistem. A fost director la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului OLD, acolo unde, știți bine, sunt persoane care Dumnezeu nu le-a ajutat prea mult, ca să nu spun altfel. După aceea, Emil Bonț a fost ministru secretar de stat la Ministerul Mediului și vreau să vă spun că am avut un mare avantaj din acel punct de vedere, pentru că cele mai importante proiecte ale județului nostru au fost cu mediul și el ne-a ajutat foarte mult. Și nu în ultimul rând, ca deputat, Emil Bonț a susținut Slatina și unul dintre cele mai importante proiecte care le-a susținut atât ca deputat,
al deputat de Slatina, dacă putem spune acest lucru, a fost parcul industrial. Eu spun o investiție foarte importantă pentru noi, pentru toți, pentru că, așa cum știm, locurile de muncă, până la urmă, au o mare importanță pentru noi toți. Revenind, sigur, nu vreau să facem politică prea mult astăzi, dar v-aș spune că în această perioadă și Emil ca deputat și noi toți am avut și un mare avantaj. Avantajul în care îl dispun ar fi următorul. Guvernul conta, și îl spun cu toată deschiderea acest lucru, între cele mai bune guverne care a avut România vreodată, să vă realizările, nu le amintesc aici pentru că sunt convins că le știți cu toții, a avut o mare deschidere către comunitățile locale, un guvern care a dreptat foarte multe lucruri, dacă pot spune așa, multe nedreptăți sociale până la urmă, un guvern care a reușit într-o perioadă totuși scurtă, de 3 ani jumate, să redea demnitatea românilor și speranța într-un trai mai bun al nostru, al tuturor. Lucru foarte important și contextul acesta, cred că ne-a și ajutat puțin pe noi toți, oamenii politici, deși astăzi, dacă spui că ești un politic, e un lucru rău, dar să fac o precizare sau să vă spun un lucru foarte important la final. Eu cred că, sigur, ca președinte, așa cum spuneam la început, practic, eu fac doar anunțul. El, Emil Moț, candidatul Partidului Social Democrat, este susținut de foarte, foarte, foarte multă lume, așa cum spuneam și astăzi în sală și cei care nu sunt afară sălii, și asta ne bucură cel mai mult. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru foarte important, că am ajuns la oamenii politici, un lucru care îl spun și colegilor mei de partid, dar și adversarilor politici, să le spun așa, sau dacă vreți mai simplu, la tot spectrul politic și să înțeleagă cu toții că eu cred, nu cred, sunt convins că cea mai mare onoare, cea mai mare onoare pentru un om, pentru un om politic, este să ai votul de încredere al oamenilor. Sigur, unii au sute, unii au mii, zeci de mii, sute de mii, poate chiar mai mulți. Ori această onoare pe care tu o privești, ce bucurie să fie mai mare? Nu știu, bucurie materială, nematerială. Nu cred că există în viața unui om și a unui om politic o onoare mai mare decât a avea foarte multe voturi ale oamenilor care te-au ales, care ți-au dat un cec de dal. Eu ne spun la toți oamenii politici, dacă ar înțelege acest lucru, toți ar fi foarte bine, dar măcar cea mai mare parte din ei, că acest contract, acest cec de dal, între cel care i-a ales la nivel local sau la nivel național, trebuie respectat cu sfințenie. Dacă toți, sau dacă majoritatea dintre oamenii politici vor înțelege acest lucru, eu sunt convins că vom trăi, vom avea o clasă politică normală și vom trăi într-o Românie normală. Cine nu va înțelege acest lucru, sigur că va ieși în poarta din dos a politicii, dacă pot spune așa, va fi istorie politică și cred că dacă contractul ăsta de care eu vorbesc e respectat cu sfințenie de tot oamenii politici, România are o mare șansă, mai ales în contextul în care schimbările în societatea noastră și românească sunt foarte, foarte rapide și cine nu se va adapta la necesitățile societății în care noi trăim astăzi, în România, dar și în lume, sigur că va fi istorie din punct de vedere politic. Eu sunt convins că Emil Moș știe acest lucru, sunt convins că știe acest lucru. Eu sunt convins că Emil Moț știe responsabilitatea uriașă care îl așteaptă. Sunt convins de lucrul ăsta. Și am încredere în el. Și cred că cel mai important lucru pentru noi toți care suntem în sala astăzi, dar nu numai pentru noi, pentru toți slătinenii, pentru toți locuitorii municipiului Slatina, la sfârșit de mandat, mai sunt, avem 6 luni până la alegeri, 4 ani, deci peste 4 ani de zile, peste 4 ani jumătate, slătinenii să spună despre Emil, Emil este primarul nostru. Dacă vom asumi acest lucru cu toții, sigur că e o mare realizare, eu sunt convins că da, și eu mă consider, deși nu locuiesc în
municipiul Slatina, dar stând de 12 ani aici, mă consider aproape toți slătinean și sigur că mă interesează foarte mult cum trăim în urma noastră, în municipiul de ședință de județ, cu toți. Am încredere în domnul deputat Emil Moț, cred că o alegere bună, eu nu pot să-i urez decât succes și dumneavoastră să vă mulțumesc că astăzi ați fost astăzi aici, într-un moment foarte important pentru municipiul nostru, reședință de județ. Am să mă opresc aici pentru că aș avea multe să vă spun, dar am să mă opresc aici și am să-l invit la microfon pe unul dintre cei mai buni prieteni ai domnului deputat Emil Moț, pe Marius Oprescu, președintele executiv al organizației. În organizația noastră și sigur că Marius are o relație foarte apropiată cu Emil Moț. Eu am încredere în tineri, așa cum vedeți, Marius Oprescu e și el tânăr, Emil Moț e și el tânăr și pentru că vine vremea că noi care avem o anumită vârstă, mai mare sau mai mică, trebuie să predăm ștafeta celor mai tineri. Și bucuria noastră cea mai mare ar fi la toți care avem o anumită vârstă, ca tinerii să facă lucruri minunate pentru locuitorii județului nostru, în special astăzi pentru locuitorii municipiului Slatina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Dragi colegi, stimați invitați, vă spun și eu bună seara. În primul rând, vreau să salut organizația Slatina și să vă felicit pentru desemnarea lui Emil, candidat al organizației pentru primăria Slatina. Vreau de asemenea să salut și eu prezența invitaților noștri care au dorit să fie astăzi alături de Emil la anunțul candidaturii. Faptul că ei sunt astăzi de aici înseamnă foarte mult pentru noi și le mulțumesc pentru acest lucru. Îi asigur de toată considerația noastră, de tot de respectul nostru și le promit că nu-i vom dezamăgi. De asemenea, vreau să salut și eu mass media locală, cea prin intermediul cărora de fiecare dată am avut o comunicare bună cu cetățenii din Slatina. Ei sunt cei care ne-au preluat de fiecare dată proiectele, mesajele le-au dus către cetățeni, dar tot ei sunt cei care de fiecare dată când am greșit au venit și au tras un semnal de alarmă. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Pentru că astăzi suntem într-o nouă etapă a organizației și așa cum a spus și domnul președinte, dar și al cetății, al Slatinei, și bineînțeles că nu putea această nouă etapă decât să înceapă cu anunțul și prezentarea candidatului pentru funcția de primar al municipiului Slatina, în persoana, în cazul nostru, domnului deputat Emil Moț. Am muncit mult împreună, am construit o organizație puternică, am avut obiective și vise care le-am transformat în realitate. Dar ce e cel mai important lucru este că am avut parteneri în aceste proiecte slătinenii. Am fost permanent într-o comunicare cu ei. Ne vom opri aici. Ne vom continua proiectele, vom termina ce am început, vom face altele, vom fi într-o permanentă comunicare, pentru că numai împreună cu cetățenii Slatinii vom reuși să transformăm acest municipiu reședință de județ într-o localitate europeană. La fel s-a întâmplat și cu desemnarea lui Emil. Emil a fost desemnat candidat în urma consultărilor cu cetățenii Slatinei. Și vreau să vă spun că Emil se bucură de o largă susținere în cadrul organizației PSD Slatina și le-a câștigat încrederea de două ori. Odată când a fost ales președinte al organizației PSD Slatina și iată a doua oară când a fost desemnat candidatul PSD Slatina pentru primăria noastră, municipiul reședință de județ. De asemenea, să nu uităm că Emil Moț se bucură și de o susținere largă din partea slătinenilor. El este deputat de Colegiul numărul 1 Slatina, ales în 2012 printr-un vot de încredere al slătinenilor de peste 60%. Vreau să-l asigur și eu pe Emil de toată susținerea mea
de toată susținerea biroului permanent județean, sunt convins că împreună vom reuși să facem din proiectul pe care îl are împreună cu organizația Slatina, continuăm să construim Slatina, un proiect solid și viabil care va câștiga încrederea majorității slătinenilor. Vă mulțumesc!